Este vorba despre 37 de trenuri tip rame electrice, care evident că nu vor schimba decât o mică parte din garniturile de tren din România. Există și o listă a rutelor pe care urmează să fie utilizate noile trenuri. Este vorba despre linii principale pe rutele electrificate majore ale rețelei feroviare, iar printre ele apar traseele Suceava-București și Iași-Suceava-Cluj-Napoca. Potrivit clubferoviar.ro, CFR Călător se află în mare criză de material rulant, iar într-un scenariu ideal pentru companie ar trebui ca modelul de compuneri de acum, cu locomotive și vagoane, să rămână doar pe rutele cu foarte mult trafic de călători și pe cele de noapte, unde sunt vagoane de dormit și vagoane cu șetă. Noile trenuri, deși tip rame electrice, se prezintă în bune condiții de confort și se pretează și la rute medii și lungi, și capacitatea de transport este destul de ridicată, o altă bilă albă a acestei achiziții.